Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Business Cafe. Vorbim astăzi despre un acord care a fost semnat acum câteva zile între Universitatea Babeș-Bolyai și Asociația Confindustria, care leagă excelența cercetării cu mediul de afaceri italian din România. Ei bine, discutăm despre acest subiect cu Gianluca Zanellato, reprezentant teritorial al Asociației Confindustria. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit și mulțumim tare mult pentru invitație! Ce înseamnă acest acord academic și de business, am zis noi? Acest acord reprezintă dorința al Asociației Confindustria de a se afirma mult mai mult în teritoriul românesc prin colaborare cu teritoriul. Și cum să nu colaborăm cu cea mai importantă universitate din una dintre cele mai importante universități din România sau de anumite clasamente și cea mai importantă. Acest acord vrea să lege comunitatea de business italianească cu mediul academic din România. În cadrul Confindustria există foarte multe companii. Confindustria are mai mult de 30 de companii înscrise și acoperim mai mult de 30.000 pe puțin locuri de muncă în România. Deci este o asociație care are o amprentă foarte puternică în România, iar acordul își dorește să ajute studenții să-și găsească un job în companii de renume internaționale. Putem să numărăm în cadrul asociației Pirelli, Intesa Sanpaolo, Unicredit și Technology Reply, o firmă foarte mare din domeniul IT. Dorim să aducem la studenți nu numai burse și internship, care sunt oarecum o chestie standard, da? Pentru companii, dar dorim să oferim și doctorat industriale, dorim să oferim un punct comun între comunitatea de afaceri și mediul academic, pentru că mai mult astăzi, considerăm că mai mult astăzi decât niciodată, aceste două medii trebuie să se întâlnească și să discute și să vină cu soluții pentru un viitor mai bun. Că a venit vorba de viitor mai bun, haideți să vedem cum este prezentul pentru mediul de afaceri italian. Care sunt provocările cu care se confruntă acest mediu de afaceri italian, având în vedere, adică din punctul de vedere al resursei umane? Pentru că spuneați despre cele 30.000 de locuri de muncă care sunt deja create, își găsesc ușor sau greu deci, astăzi, în ziua de astăzi, consider că este o provocare nu numai pentru firmele din italianești, toate firmele se confruntă cu această problemă și nu numai faptul că nu se găsește forța de muncă, dar în anumite cazuri forța de muncă nu întâlnește nevoile firmelor. Din acest motiv, acest acord are și dorința de a organiza din an în an o masă rotundă cu reprezentanții al companiilor și reprezentanții al mediului academic de la UBB, o masă rotundă în care se vor discuta aceste probleme. Adică, un exemplu poate fi masteratul de business, da? Corespunde la nevoile, adică cursurile fac față la nevoile din ziua de astăzi sau nu. Revenind la mediul de afaceri, mediul de afaceri se confruntă cu foarte multe probleme în ziua de astăzi. Cred că mai mult ca niciodată pandemie, care încă nu s-a încheiat sau nu știm dacă se va încheia, criza energetică, războiul la granița cu România are foarte multe provocări. Dar cu provocări vin și oportunități. Și atunci Confindustria are această intenție de a vedea un pic mai departe. În prezent lucrăm pentru un viitor mai bun, dacă putem să zicem. Dumneavoastră ați fost printre primii care a luat inițiativă imediat după ce au început să vină refugiații din Ucraina. Da. Ce ați explicat, țin minte, mediului de afaceri din România, nici măcar nu era doar din Cluj-Napoca, da. Cum anume pot să angajeze ucraineni? Da, exact. Da, a fost o inițiativă fulger, dacă putem să o denumim, organizată de o altă asociație de italieni de aici în Cluj, anume Italian Business Club, care au vrut să ajute firmelor să înțeleagă cum poate să ajute, pentru că, într-adevăr, refugiatul are nevoie de un cămin astăzi, de o masă caldă astăzi, mâine, dar dacă dorim să se integreze, dacă vrem să oferim, într-adevăr, ceva cu un impact, trebuie să-i ajutăm să-și găsească un loc de muncă și să aibă o activitate aici pe bază de care se continue să rămână în cadrul orașului în care vor să se stabilească. Revenind la acest acord academic și de business, aș dori să vă întreb care va fi următorul pas logic după semnarea acordului, care am văzut că s-a întâmplat la Roma. La Roma a fost prima dată știrea. La Roma a fost prima dată știrea, da, printr-o agenție de presă. Da. De acolo a fost semnat aici în Cluj acordul, așa, cum să nu. La acest acord au luat parte foarte multe firme care sunt asociate la Confindustria. Au luat parte Technology Reply, Pirelli România. Pirelli România a avut chiar o delegație foarte mare, au fost 4 reprezentanți al companiei, Intesa Sanpaolo, Studio Antico, un studiu de avocatură foarte renumit din București, care dorește să se extindă aici în Cluj, Intesa, Unicredit și Ifis Finance, unde au fost și decanii și chiar semnarea acordului a luat cam 10-15 minute, pentru că au fost prezentate ideile ale președintele și al rectorului, iar după aia a fost o discuție între decan și firme și acolo s-a văzut un interes foarte, foarte mare. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, care sunt următorii pași? Următorul pas este sigur să colectăm în rândul asociațiilor noștri care sunt burse, internship care le pot oferi, dar ceea ce ne dorim și ceea ce își dorește foarte mult președinte și întregul board al asociației este să înființăm primul centru de excelență italian-român, aici în Cluj, împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai. Ce presupune acest centru? Acest centru vrea să fie un punct de legătură, un punct de legătură stabil, pentru că, într-adevăr, un acord este o foie de hârtie semnată, este într-adevăr frumos, important, dar o să fie un punct de legătură prezent aici în Cluj-Napoca, unde firmele din mediul italianesc, asociate la Confindustria, pot să vină să discută cu experți din universitate. Vom putea derula proiecte de cercetare, vom putea derula proiecte europene, cerere la fonduri europene de cercetare împreună. Și acest lucru este foarte important din punctul nostru de vedere, pentru că este, într-adevăr, comunitatea germană are foarte mulți, are foarte multe centre de genul ăsta, sau și francezi și americani. Comunitatea italiană nu are și este nevoie de așa ceva. Nu putem să ne așteptăm să ne vină, de exemplu, o resursă umană sau o soluție la o anumită problemă doar pe bază de așteptăm și vedem ce vine. Trebuie companiile să ia acțiune și companiile vor să ia acțiune prin acest centru care suntem în curs de a-l înființa. Într-adevăr, nu este o chestie simplă, va dura un pic de timp, iar oricum intenția este din ambele părți. Chiar am avut astăzi o discuție cu domnul prorector, am pus pe hârtie câteva idei despre activitățile centrului. Sigur, Confindustria are o relație foarte bună cu Universitatea LUIS din Roma, care este o universitate pe domeniul economic foarte renumită în Italia și cu siguranță vom avea și o colaborare din acel punct de vedere și după aia, cu siguranță, cu cât reușim să dăm înapoi la firme mai mult, cu cât mai mult va crește acest centru. Și aș avea o întrebare de final, pentru că tocmai ați menționat comunitatea de business germană. Știu că la un moment dat făceau recrutări, vorbești germana, te putem angaja. E cazul și firmelor italiene, vorbești italiana, te angajăm, sau nu există nici măcar nicio barieră de limbă? Se zice că cultura românească și cultura italianească și limba românească și limba italianească sunt foarte asemănătoare. Sunt anumite poziții, sunt anumite joburi care necesită cunoștința unui nivel avansat de limba italiană și sunt alte poziții care necesită un nivel doar intermediar. Sigur, noi ca italieni suntem foarte vecini cu România și nu cred că este un impediment să fie angajați în cadrul firmelor italianești care lucrează aici în România. Vă mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi domnul Gianluca Zanellato, reprezentant teritorial al Asociației Confindustria, despre acest acord semnat între UBB și asociație. Mulțumesc pentru invitație. Și vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net.